Emi, vreau să vorbesc ceva foarte interesant, foarte important. Viața psihiatrică. Oamenii au perspectiva că dacă aparții, cum aparțin eu, nu? Tot timpul oamenii sunt grijulii, nu cumva să aparții tu sau altul. Acum, vieții psihiatrice, dacă ești pacient, chiar și care sunt doctor. Că ceva așa nebunesc, știi, că nebunie, mare nebunie. Ce nu e adevărat. Și este foarte important și te ajută foarte mult. De exemplu, mi-am amintit doctorul meu, când am cunoscut în 2013, apoi, și era psihiatru și psiholog, cu studii, cu două facultăți, psihiatrie și psihologie. Și tot timpul se perfecta și făcea și studia și mergea la întâlniri și tot. Îl zis, Felix, eu nu cred că există oameni nu nebuni. Nu există nici măcar oameni bolnavi. Există oameni cu o problemă, care au o problemă. Fetească. Atât să-și o rezolve. Vreau să deschidem aici o scală. Deci la sculi. Și ce am să spun cu asta? Vreau să spun că, cum să zic, moșule. Deci, atunci cu ce se aseamănă munca asta, viața asta? Ca să zic, supremul, nu? Se seamănă cu teatru, se seamănă cu poezia, se seamănă cu, știu eu, cu Goga, istoricul mitic, niște poporeni oprimați. Și se seamănă cu viața cu Hristos. Nu vei merge la Hristos. Nu-L vei găsi pe Hristos dacă nu vei zice, Doamne, ai milă de mine, nenorocitul, leprosul, păcătosul, îndrăcitul, nu? Legiune. Dacă ăla nu zicea adevăr că îl vindeca Dumnezeu. Pentru că spunea mama, boala pe jumătate recunoscută, adică nu, boala recunoscută e pe jumătate vindecată. Înțelegeți ce zic? Noi putem să ne încrețim părul sau ce să mai sau putem să ne radem în cap să ne zmerim înaintea Domnului, ca eu, nu? Sau, uite, există creștinismul de flashy, glam, sau există creștinismul la pocăință, creștinismul lui Dorz, lui Jan Hus, lui ăștia, care au murit, care au suferit. Și la ce folosește? Nu mai bine să duci o viață bună, să fii fericit? Ce contează atât? Și mai este un aspect. Discuția cu psihiatrul, psiholog, preotul, pastorul, misionarul. Deci dacă eu aș fi un canibal, un sălbatic, eu aș fi vineri și tu ai fi Robinson Crusoe. Ceea ce și în cartea Robinson și în cartea aia, noul anti-Robinson, care de fapt filistinul e Robinson, scrisă în secolul 20, dar nu știu cum zice, Man Friday, o carte, am văzut filmul, deci la școală. Ce o să zic? Și știu, cartea Decolonialismul. Deci ideea e, discutăm aspecte de fantezie, flashy, așa ce, așa ce. Aspecte building blocks of life, of cosmos, you know, X-Files. Deci avem aspecte logice, aspecte și nu că noi suntem nebuni și voi, oamenii normali, să aia care nu-l bat cap pe aia. Nu. Și aspecte. Seamănă cu poezia, seamănă cu lucrurile astea, știi? Poezia lui Nichita Stănescu. Niciodată nu e gratuită la Nichita Stănescu. Când zice numai A. Dar e acolo ceva, știi? Deci,
ceva ce are, ce e aici la om, ci la Dumnezeu în om, nu? Multe lucruri. Și să mai spun un lucru. Ce discutăm noi aici de 5 ani de zile, poate. Are bază la fel de mult ce am discutat cu tine, cât și ce am discutat cu doctorul. Și ce discutam în doctorul, în paralel când mă duceau la spital, vreau cu doctorul. Și ziceam de tine și toate astea. Înțelegi tu? Deja o să se facă 10-11 ani, uite, să fie 2023 dacă mai apuc, o să fie, că voi sigur apucați, pământul, și o să fie 10 ani de când l-am cunoscut pe doctor. Înțelegi? Deci, pentru un om din afară, pare absurd. De ce să te bucuri că cunoști un doctor? Sau un pastor, la tine? Dar ce folosește? Nu mai bine să fii tu pe picioarele tale, să fii liber. Dar e ca și cum ai cunoaște pe Iisus Hristos, sau pe un proroc. Nu-ți imaginezi. Nu-ți imaginezi. Uite, ca și cum citi Biblia. De ce să o citești? No, cam asta este. Tiaba. Hai să citim ceva din Biblie, moș. Dacă vedem. Dacă avem lumină. Pe cale. Avem Proverbe 17. Mai bine o bucată de pâine, pâine cu uscată cu pace, decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Nu. Vezi? Asta face și filozoful Bibliei, în Proverbe. Discută niște aspecte ale vieții logice, niște aspecte logice, nu niște teorie așa. Okay? Deci, Biblia chiar și când spune că Dumnezeu e Sfânt, se referă la niște aspecte mecanice ale vieții, nu niște simple gratuități, niște propoziții logice.